Și, dar se tot vorbea că persoanele care aveau rude în străinătate erau desfilate de securitate. Ați simțit vreodată că sunteți urmăriți, că sunteți verificați? Da. Ați simțit presiunile astea? Da, la noi nu a fost doar faptul că am avut rudenii în Statele Unite. Motivul pentru care verișorii mei au fugit a fost, de fapt, să zic așa, hărțuiala care au simțit-o și ei datorită bunicului nostru comun, tatăl mamei mele fiind pastor protestant și a refuzat în repetate rânduri să fie colaborator al securității. Și atunci refuzurile lui, activitatea lui, bineînțeles că au avut efecte și asupra celorlalți membri ai familiei. Eu am simțit, să zic așa, hărțuială și un tratament incorrect încă când eram în școala generală, datorită bunicului meu și datorită rudeniilor în America. Eram numit capitalistul, eram numit americanul, eram numit trădătorul de țară, fel și fel. Desigur, nu m-a ajutat ca să-mi păstrez relațiile cu colegii ca și prieteni.